Edi, cum a fost această, cum vă prindeți, cum v-a prins această pauză? Bună ziua, este o pauză bună, benefică pentru noi. Am avut timp să punem la mai multe lucruri. Cred că a fost o pauză bună. Ți-ar fi convenit să întâlniți Dinamo înainte acestei pauze sau e ok și acum? Nu, este ok pentru noi. Nu ne e frică că s-au întărit sau ceva. Noi luăm toate meciurile pas cu pas și nu ne interesează pe cine întâlnim. Totuși aveți ceva informații despre ei, noua echipa lui Contra, practic, e o echipă nouă. Da, nu avem nicio informație. Ce auziți și voi, asta știm și noi. Și nu va fi mai greu să pregătiți acest meci? Nu, de ce să fie greu? Pregătim ca pe oricare al meci. Deci merge să jucați ceea ce știți voi, nu? Da, exact. Cum, la fiecare meci. Ar fi o surpriză dacă FC Botoșani ar obține rezultat pozitiv în aceste condiții, pe Național Arena? Nu, nu cred că va fi o surpriză. De ce să fie o surpriză? Noi suntem, ne-am clasat mai sus ca ei, de ce? Pentru ei ar fi o surpriză să câștige. Ce părere ai? Ai văzut și tu aseară, bănuiesc, în meciul național de tineret. A terminat România cu 3 jucători ai FC Botoșani, 3 cu echipierea ei pe teren. Da, îi felicit pe colegii mei și toată echipa. Au făcut o treabă excelentă. Cum ți explici evoluțiile tale? Ai devenit titular incontestabil în acest sezon pentru FC Botoșani. Da, nu. M-am pregătit foarte bine. Acesta este scopul meu, să joc în mai multe meciuri și să o fac cât mai bine. Locul 6, de fapt, în play-off-ul de anul trecut ne obligă și în acest sezon. Putem rata o clasare în primele 6 la finalul sezonului regular? Nu cred că putem rata. Noi luăm pas cu pas și sperăm să ne clasăm cât mai bine, chiar mai bine ca anul trecut. Se poate vorbi că vă gândiți deja la meciul din Europa League de joia viitoare? Nu, sau? Momentan ne gândim la meciul cu Dinamo și apoi la meciul următor. Mulțumim!